România înfruntă Ungaria în semifinalele turneului din Emiratele Arabe Unite și se poate califica pentru prima oară în istoria ei într-o finală de mondial, după ce până acum s-a oprit de două ori în penultimul an. Acum avem un șut pe poartă al Ungariei și un șut pe lângă poartă pentru echipa noastră națională. Este a treia oară în istorie când ne întâlnim cu Ungaria. Ultima oară s-a întâmplat tot în semifinalele unui campionat mondial în 2019. Atunci a fost 0-0, însă ne-am impus la loviturile de departajare 3-1. Am câștigat atunci și am câștigat medalia de bronz. Altădată ne-am întâlnit în finala mică a campionatului european din 2017. Atunci Ungaria ne-a bătut tot la loviturile de departajare cu 3-2, tot după 0-0 în timpul regulamentar. Așadar, două partide în care cele două formații nu au reușit să marcheze una împotriva celeilalte. Vedem dacă se întâmplă acum și gol! Ce gol, ce torpilă, mai rar vezi la minifotbal și cu siguranță mai rar într-o semifinală de mondial. România reușește să deschidă scorul rapid în fața Ungariei cu poate cel mai spectaculos gol al ei la acest turneu final. Portarul maghiar, forța șutului îi dă mâinile peste cap acestuia. 25 de minute ne mai despart de o finală de campionat mondial. 1-0 pentru România după golul din minutul 5 al lui Mircea Ungur. România a evoluat foarte bine în primele 25 de minute. Doar două șuturi spre poartă din partea Ungariei. Noi am tras de mai multe ori la poartă. Singurul șut care a și nimerit poarta a fost golul lui Ungur. Șumălan acum acuză o lovitură. Andrei Șumălan, jucător la Bad Boys Oradea, echipa de club, debutant la un turneu final în prima repriză cu Thailanda. În optime acum un șut al capitanului Popa, revine mingea la Popa, gol pentru Popa și pentru România. Capitanul duce scorul la 2-0. România cu un pas în finala mondialului. Mircea Popa, cu noroc a venit mingea din nou la el, cel care făcuse 2-0 și în meciul cu Spania. Iată, face 2-0 și acum cu Ungaria. Sperăm să nu avem parte de același scenariu cu Spania, când am fost egalați după ce am condus cu 2-0. E drept, până la urmă am câștigat, dar acum sperăm să avem o partidă cu mai puține emoții și să ne calificăm pentru prima oară în istorie la campionatul, în finala campionatului mondial. A sărit și a lovit cu capul Andrei Balea, numărul 5 în imagine, jucător la Nova Vita Târgu Mureș, medaliat și el cu bronz la ultimul mondial. A marcat un gol cu Sudanul și a provocat al doilea gol în acel meci cu Emiratele Arabe Unite. A fost un autogol, acum un șut pe poartă prins de Nițu. Nu l-am văzut pe Neacșa deocamdată în teren. O pasă pe poartă. Nițu a trebuit să se întoarcă, n-avea voie să greșească. Acum lovitură primită de un jucător român, lovitură liberă pentru naționala noastră. Kovaci. Kovaci atacat cu cotul, am văzut sus, lovit de numărul 14, Cornel Nadasi, jucător de 22 de ani, cel mai tânăr jucător din lotul echipei maghiare, cel care a faultat. Vă spuneam, ungurii formează o echipă, o națională mai tânără decât a noastră.
Să vedem ce se întâmplă. Acum Ungur bate, șutează, mingea se duce pe poartă. Mingea respinsă de portar. O nouă ocazie pentru noi. Dribbling-uri frumoase acolo în partea stângă. Mocanu, cel care a driblat, acum câștigăm balonul. Kovac pierde balonul. Dar vedem trei jucători maghiari rămân în spate. Pe acest atac puteau să declanșeze contraatacul, însă probabil sunt conștienți de forța naționalei noastre. Acum un șut respins cu greu de portarul maghiar. A solicit acum și un fault Andrei Balea. Capitanul adversarilor încearcă să-l ridice cu forța pe Balea. Vedem șutul lui Ungur. Și aici șutul lui Mocanu. Mocanu va fi cel care va executa. Bate pe scurt. Șutul vine la colțuri scurt și este 3-0. 3-0 pentru România. Marchează Marius Balog, cel mai tânăr jucător din naționala noastră. 23 de ani, Balog reușește să marcheze din nou la acest turneu final cel mai important gol al său în echipa noastră națională. 3-0 pentru România. Ce bine, un șut perfect, iată, pe lângă adversar, la colțuri scurt, un șut tare. Balog este cel care a marcat golul victoriei cu Spania în acel 3-2, după ce am fost egalați de la 2-0. Sudanul, Spania, Statele Unite, Thailanda, Emiratele Arabe Unite și Ungaria sunt echipele pe care le-am învins la acest turneu final, sau în cazul Americii, cu care am remizat, echipe de care am trecut pentru a ajunge în această finală de campionat mondial. Kazakhstan sau Azerbaijan, două echipe puternice în acest sport, se întâlnesc în cealaltă semifinală. Vă spuneam, campioane europene, ambele formații. Acum, pentru că atacămul să fie complet pentru unguri, vine și această execuție ratată pe finalul de partidă. Imediat va începe aici, vă spuneam, meciul din Superliga, Politehnica Iași, Oțelul Galați, dar să-i mai spunem o dată pe jucătorii care au reușit această performanță de a ne califica în finală. Dragoș Nițu și Ionuț Neacșa sunt portari, Gabriel Dumitrașcu, Mircea Popa, Bogdan Kovac, Andrei Balea, Alexandru Bourceanu, Vasile Pop, Mircea Ungur, Vlad Mocanu, Andrei Nemițanu, Saron Chirică, Marius Balog, Andrei Feric și Andrei Șumălan sunt cei care fac parte din această echipă a României, cu contribuții mai mari sau mai mici. Important la un turneu final este să fii o echipă și cam asta se întâmplă în cazul echipei noastre naționale. Nimeni nu este supărat că joacă mai puțin. Se fluieră, România este în finala campionatului mondial de mini-fotbal. 3-0 cu Ungaria, un rezultat clar, niciun dubiu după această partidă în care Mircea Ungur, Mircea Popa cu o dublă au reușit să marcheze golurile naționalei noastre. 3-0 așadar.